Asistenți medicali, maestri, dar și cadre didactice care predau la școli post-liceale din toate județele țării participă în această perioadă la cursuri de psihopedagogie organizate la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Dobleja. 18 cursanți din toate colțurile României au răspuns prezent la lecțiile online care îi ajută să se pregătească pentru examenul final. Un astfel de curs costă 1500 de lei, dar fără el cei interesați nu pot preda. Cursanți din toate colțurile țării participă la lecțiile online susținute de profesorii Colegiului Național Pedagogic Ștefan Odobleja din Drobeta Turnu Severin. Cursurile de psihopedagogie se adresează celor care doresc să predea la școlile post-liceale. Competența de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijirea și persoanelor apropiate. Domnul din imagini a ales să participe la aceste cursuri pentru a-și îmbunătăți calitățile în domeniu. Acesta spune că, deși costul unui astfel de curs este costisitor, la final rezultatele vor fi satisfăcătoare. E singura posibilitate pe care o aveți de a face acest curs online. Cred că sunt la sentimentul tuturor colegilor că beneficiem de toate condițiile, dar în primul rând de o asigurare cu personal didactic calificat la un nivel destul de înalt. Avem cadre care ne predau aceste cursuri de pedagogie și didactică școlară, care deja au experiență în domeniu. Mă bucur că am reușit să mă înscriu și să mă perfecționez, să pot să lucrez ca și cadru didactic calificat. Online este foarte bine, avem cadre didactice foarte bine pregătite, înțelegem, material pus la dispoziție. În prezent sunt maestru instructor la Școala Sanitară de pe Dorobanți și am ales acest curs deoarece vreau să susțin examenul pentru titularizare, pentru a deveni titular la școala la care lucrez și deocamdată cam asta și să aflu cât mai multe informații care sunt destul de importante pentru ceea ce eu prestez. Cum vi se pare acest curs online? Eu consider că este bine din punctul meu de vedere, adică nu zic că nu era mai bine la școală, dar orele sunt destul de bine prezentate. Trebuie să vă mărturisesc că suntem extrem de bucuroși pentru că putem oferi servicii educaționale și pentru o altă categorie de populație, este vorba de adulți. Sunt 18 cursanți extrem de implicați, extrem de responsabili, veniți din diferite județe ale țării și pentru că avem un feedback pozitiv, sper ca pe viitor acest program să se continue, întrucât solicitările sunt foarte multe chiar din județe îndepărtate de județul nostru, precum Galați, Argeș sau Caraș-Severin. După ce se vor încheia orele de curs, participanții vor susține două probe de foc, la pedagogie și psihopedagogie. Acestea vor fi urmate de două probe practice. Pentru a putea preda absolvenții cursului, trebuie să obțină o medie a celor 4 probe de minimum 6.